pentru că suntem în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu. Am cântat, am lăudat pe Domnul. Credem din toată inima că Domnul e aici prezent. Amin. Am spus-o de multe ori și o repet încă o dată. Noi suntem musafiri. Aceasta este casa Lui. Aici este poarta cerurilor. Aici este locul în care Dumnezeu locuiește. Pe lângă faptul că noi ar trebui... Haideți să iau altfel. Poate cineva nu crede că Domnul e aici în dimineața aceasta. Eu vă dau 3 motive ca să credeți în dimineața aceasta. Primul motiv este că peste casa aceasta a fost chemat numele lui Dumnezeu. Amin. Când cineva a lucrat la locul acesta, s-a terminat, a fost o echipă de oameni, de frați, care au venit aici în față, au ridicat mâinile spre cer și au chemat numele lui Dumnezeu peste locul acesta. Din pricina aceasta, Domnul e aici, pentru că această casă a fost închinată lui Dumnezeu și ea lui, e aici. Al doilea motiv este că noi, ca și credincioși, dacă facem conform a ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 12, dacă 2 sau 3 se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, spune Domnul Iisus Hristos că le va fi dat. Cu atât mai mult, în momentul în care cei 2, 3 se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, Biblia spune că dacă se adună la oaltă, eu, spunea Domnul, sunt, e verb la timpul prezent, aici și acum, e aici. Aleluia. Și pentru că noi suntem mai mulți de 2 sau 3 care ne-am adunat în numele Domnului, am strigat către Domnul, ne-am rugat către Domnul și am chemat numele Lui, ne-am învoit împreună la acest lucru, Domnul e aici, binecuvântat să fie Domnul. Aleluia. 3. Pentru că am avut un moment în care am ridicat mâna și am spus, eu de astăzi vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Eu de astăzi vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului și a fost și o zi în care am mai fost și botezați cu Duhul Sfânt, unii dintre noi. Cei care nu, vă îndemnăm să căutați lucrul acesta. Dar și unii și alții am avut și am primit în noi un Duh. Am primit pe Iisus Hristos în viața noastră. Și împreună cu noi, în viața noastră, locuiește Dumnezeu. Noi am venit de acasă cu Duhul lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi, avându-L pe Dumnezeu în noi, am venit aici în dimineața aceasta. Și Domnul e aici pentru că și noi suntem aici. Domnul e aici și dacă noi nu suntem aici, binecuvântat să fie Domnul. Dar cu atât mai mult, pentru că noi am venit călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, am venit împinși de Duhul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a ridicat din așternutul patului, suntem în casa lui Dumnezeu, Domnul e aici, binecuvântat să fie numele Lui. Știți ce ar trebui să facem? Când suntem în prezența lui Dumnezeu, să nu lăsăm pe altcineva să ne contopească, să ne distragă atenția de la slava lui Dumnezeu. Că se întâmplă deseori să vin casa lui Dumnezeu și să spui nu a fost fain. Dar nu a fost fain din cauza ta, pentru că alții s-au bucurat. Dacă tu nu te-ai bucurat, înseamnă că ai avut o problemă. Problema nu e la general, ci la mine. Dacă eu nu m-am bucurat, din cauza mea nu m-am bucurat. Domnul e aici. Poate să ierte, poate să vindece, poate să rezolve problema. De tine depinde cum te comporți în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin, amin.